avantajul poporului, că da, te-a trimis acolo. Îți dau o explicație simplă pe care am înțeles-o de la domnul Gârniță. Iată, polițiștii au fost chemați prin sindicatele lor de către domnul ministru Lucian Bode, care le-a spus că le va pune în practică, nu-i așa, domnul Gârniță, acel salariu care ar fi trebuit să vă intre din 1 iulie 2022 și îl pune acum la dispoziție, de frică să ne intre și noastră în grevă. Adică asta e mentalitatea politică. Când ți-e frică de societate, de presiunea pe care ți-o face fiecare domeniu, le mai arunci niște grăunțe. Că, de fapt, despre asta este vorba. Politicul asta face. Îți aruncă din când în când niște grăunțe, te mai potolește, îți mai potolește foana acolo cu 100, cu 2 sau cu 3, după care iar vine restricția, din nou îți mai aruncă niște grăunțe și așa te ține tot timpul în lesă. Ți-o mai lasă, ți-o mai strânge. Cam despre asta e vorba. Politicul, pe scurt. Trebuie schimbat tot sistemul și toată paradigma și aici poate câțiva dintre invitații tăi au urmărit luările mele de poziție din ultimul timp raportat la sindicatele, de fapt la reprezentanții sindicatelor celor din învățământ. Cu tot respectul, dar când ai vreo 7.000 de euro pe lună, mi-e cam greu să te înțeleg că te duci să negociezi salariile unor oameni cu 2.300 de lei pe lună. Plus că la învățământ, pe lângă bani, cred că normal era, dacă tot discutăm despre învățământ, să discutăm despre calitatea învățământului și oamenii aceia să fi făcut grevă și pentru uniformele unice, și pentru manual unic, pentru istoria adevărată, pentru geografia adevărată, pentru naționalism în școli și așa mai departe. Cred că asta ar fi trebuit. Pentru reînființarea unor școli la țară, astfel încât copiii să nu mai meargă 25 de kilometri pe jos. De aici o să trec la următoarea întrebare pentru cei din sistemul penitenciar. Pentru că este o întrebare pe care am adresat-o și celor din învățământ. Deci, repet, nu sunt împotriva manifestațiilor, cred că ar fi culmea să fiu eu care sunt cea mai tare mitingistă pe care o are România. Nu. Dar nu sunt împotriva solicitării de mărirea salariilor. Mi se pare corect să oamenii să aibă salarii, dar haideți să cerem și alte lucruri pe lângă aceste, pe lângă aceste măriri de salariu, pentru că altfel vom rămâne în aceeași paradigmă. Și vă rog să mă ascultați cu atenție. Avem un sistem bolnav, avem un sistem viciat. Voi cereți salarii. Ok, sunt de acord, e normal, munca voastră este nenorocită. Numai cine nu știe și n-a fost acolo, nu știe ce înseamnă să lucrezi în acel sistem. Eu știu că aveți și niște rătăciți pe acolo care fac numai prostii, asta e, fiecare domeniu are acești rătăciți, da? Așa. Dar nu sunt majoritare aceste persoane. Bun, de ce nu cereți schimbarea sistemului? Pentru că dacă nu se va face o schimbare de sistem, noi rămânem tot în falimentul pe care îl avem, rămânem tot cu o educație precară, rămânem tot cu un sistem penitenciar în care nu există respect față de om, nici față de cel încarcerat, nici față de cel care îl păzește pe cel încarcerat și până una alta te trezești cu acei oameni încarcerați care nu sunt reeducați. De exemplu, uite, eu nu sunt de acord ca eu, cetățean român, din taxele și impozitele mele, să plătesc pe fiecare lună vreo 6.500 de lei pentru întreținerea unui încarcerat.